Bine ai venit! Te afli Bine. la sfârșitul, de fapt, nu în ultima zi de curs, tocmai ce ai terminat cursul de Leadership și Master Coach, seria 8, cu Loredana Latiș, la Academia Română de Coaching. Spune-mi, te rog frumos, cum te numești, câți ani ai, care este profesia ta și în ce oraș trăiești acum? Mă numesc Munteanu Aurelia Elena, am 27 de ani, locuiesc în Suceava. Profesia mea este cea de antreprenor, am un business personal, mă ocup și de coaching și de asemenea și de businessul de care spuneam, plus alte activități de psihologie. Ok, super, minunat. Să spui dacă se mai aude. Eu te aud. Te aud foarte bine. În regulă. Să spui dacă mă auzi, pentru că eu nu te-am mai auzit, am pierdut. E ok. Te aud. Super. Eu te aud, da? Bun. Ce anume te-a determinat să vii la acest curs? M-a determinat voința pentru că doresc să profesez mai departe acest domeniu. Vreau să mă axez în viitor pe mai multe terapii, mai multe tipuri de terapii și cred că coachingul mă va ajuta în primul rând să mă cunosc pe mine și să relaționez mult mai mult cu oamenii în prima fază. Super! Felicitări! Așadar, ce anume ai învățat din acest curs? Wow! Păi, mi-am aprofundat, ca să spun așa, mai multe cunoștințe. Multe din ele, din ramura dezvoltării personale, le-am învățat în urmă cu 8 ani, însă din acest curs pot să zic că am învățat și mai bine cum să managerez timpul și exerciții în jurul acestui subiect. Plus subiectul bani, care a fost foarte important pentru mine și să conștientizez importanța, de fapt, valorii banilor. Timpul și banii au mers mână în mână pentru mine în acest curs și de asemenea am învățat ce înseamnă coaching de grup, noțiuni pe care nu aveam de unde să le iau până acum. Chiar m-a ajutat și mă bucur că pot să am o bază de unde să încep acțiunea. Spune-mi, te rog, acum, unde, când și cu cine vei aplica cele învățate în acest curs? Eu m-am gândit direct să încep cu Violeta, colega noastră, pentru că noi am mai făcut sesiuni de coaching individuale și am făcut așa un plan să atingem împreună un număr. Și acum o să-i propun să începem cu ce am învățat nou, pentru că am și rezonat și de ce nu să pornim la o provocare împreună. Ce nu știm, repede luăm suportul de curs. Deci la ea m-am gândit în instantă. Felicitări! Așadar, părerea ta a meritat investiția în acest curs? Ca timp, bani, da. Emoție? Da, a meritat investiția din toate punctele de vedere și este investiția aceasta se va vedea în timp, practic, meritul ei, pentru că noi am făcut un curs, dar cursul acesta este doar începutul. Urmează acțiunea. Doar cursul fără acțiune nu cred că o să aibă mare valoare. Adevărat. Da. Și în încheierea acestui interviu, te rog să-mi spui, mă mai auzi, da? Aurelia? Te mai aud. Acum auzi? Acum, da. Ok. Mă auzi bine, da? Auzi. Mă auzi? Se aude? Acum, da. Okay. Acum, da. Perfect. Spune-mi, te rog, în încheiere, dacă ar fi să transmiți un mesaj Loredanei, colegilor sau celor care ne urmăresc, care ar fi acesta? Loredanei, i-aș transmite, în primul rând, mulțumire și să ne susțină în continuare așa cum a făcut-o și până acum, să nu se oprească din asta, pentru că noi, cei care nu am lucrat până acum în domeniu, avem mare nevoie și avem nevoie, în primul rând, de cineva cu experiență care să spună, ok, aici o să dați kicks, poate, dar puteți merge mai departe, o să vă împiedicați de asta, dar se poate trece mai departe și să ne arate mereu exemplele astea. Contează, chiar contează, deschiderea. Și colegilor vreau să le transmit la fel, doar că să fie și ei deschiși în a face sesiuni, pentru că noi ne ajutăm unii pe alții
Și cu cât mai repede o să trecem prin asta împreună, o să putem să mergem și la ceilalți clienți din afara Academiei, care ei sunt, nu au lucrat cu ei și e diferit, e total altceva. Adică pentru mine contează foarte mult deschiderea atât a colegilor cât și a Loredanei și vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Acesta este și rolul comunității formată de Loredana, de suport, de sprijin. Bine, draga mea, eu îți mulțumesc frumos pentru interviu. Îți doresc mult succes în continuare, spor la conștientizări și acțiuni însoțite de rezultate și felicitări pentru absolvirea acestui minunat curs. Da. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! O seară plăcută, numai bine!